Casa de Asigurări de Sănătate OULT anunță noutăți începând de la 1 octombrie în ceea ce privește serviciile acordate asiguraților. Una dintre acestea se referă la valoarea punctelor per capita și pe serviciu. Iată despre ce este vorba. Valoarea punctelor per capita și pe serviciu în asistența medicală primară se menține în trimestrul 4 la același nivel ca și în primele 3 trimestre ale anului, respectiv pentru punctul per capita 12 lei, iar pentru punctul pe serviciu 8 lei. Și pentru medicina dentară se menține valoarea sumei orientative la același nivel ca în primele 3 trimestre ale anului. Tot de la 1 octombrie se majorează cu 11% și valoarea punctului pe serviciu care constituie baza calculării sumelor ce se cuvin cabinetelor de medicină de specialitate clinică în ambulatoriu pentru serviciile efectuate în relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, respectiv de la 4,5 la 5 lei. O altă modificare importantă se referă la rețetele pierdute în urma unui dezastru natural. În situațiile de urgență sau în stările potențial generatoare de situații de urgență, reglementate de o ordonanță de urgență a Guvernului numărul 21 din 2004, se aplică o derogare de la prevederile contractului cadru, în sensul că persoanele afectate de aceste situații pot beneficia o singură dată de o altă prescripție medicală pentru perioada acoperită de ultima rețetă eliberată de medic. În acest mod, se asigură continuitatea tratamentului bolnavilor cu afecțiuni cronice, dacă situația de urgență a produs distrugerea prescripțiilor medicale sau a medicamentelor ridicate de pacienți din farmacie. Actul normativ cuprinde și prevederi menite să scurteze traseul pacienților cu suspiciune de boală oncologică până la diagnosticare, respectiv traseul de monitorizare a pacienților diagnosticați cu boală oncologică, astfel atât pentru persoanele care nu pot face dovada calității de asigurat, cât și pentru cele asigurate, se introduce posibilitatea efectuării serviciilor paraclinice necesare diagnosticării de către medicii de specialitate din ambulatoriul clinic și medicii de familie, în limita dotărilor și competențelor ca urmare a constatării suspiciunii bolii oncologice cu ocazia acordării consultației.